Acum că te-ai distrat cu Pinocchio, hai să scriem câteva exerciții foarte, foarte simple. Eu zic una, tu vei scrie cuvântul care reprezintă mai multe. Iată cuvintele pe care le vei scrie. Cheie, pereche, ureche, ridiche. Pentru cheie vei scrie chei. Pentru pereche vei scrie perechi. Pentru ureche vei scrie urechi. Foarte bine. Iar ultima, pentru ridiche, vei scrie ridichi. În continuare, îți propun să înlocuiești silaba ci cu silaba chi pentru a obține un cuvânt nou. De exemplu, din cuvântul veci, dacă înlocuim silaba ci, vom obține cuvântul vechi. Hai să și colorăm silaba pe care am înlocuit-o, deci cuvântul vechi. Următorul cuvânt pe care ți-l propun este cuvântul chip. C-I-P. Prin înlocuire, cu siguranță deja știi, vei obține cuvântul chip. Următorul cuvânt este răcită. La fel și aici înlocuim silaba ci cu silaba chi și vom obține cuvântul răcită. Iar ultimul cuvânt pe care vi-l propun este Lucian. Prin înlocuirea silabei ci, veți obține cuvântul Lucian. Este un nume. Pentru cei care nu știu, Ștefan Lucian a fost unul dintre cei mai mari pictori. Dar cam atât pentru astăzi. Sunt sigură că faceți tot ceea ce trebuie ca să vă păstrați sănătoși. Până data viitoare, numai bine!